timp ce unii medici au dat bir cu fugiții de teama pandemiei de coronavirus, alții sunt un adevărat exemplu de dedicare și empatie față de cei aflați în suferință. Luptă cu temutul virus și fac tot ceea ce le stă în putință pentru a salva bolnavii. Este și cazul domnului Ștefan Frenț, aflat în prima linie la spital COVID din Timișoara. A ales să lupte aici acasă, deși a avut ocazia să plece în Franța sau chiar în Elveția. Acesta se află într-o legătură telefonică directă cu noi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Iată, ce v-a mânat să rămâneți aici în România și să nu luați calea străinătății? Vedem însă imaginile și întreaga poveste și apoi revenim cu aceste comentarii. Simțiți gust amar? Da. Miros aveți, simțiți? Miros... simt mirosul, dar amureala asta ce am la piele sau ce... Nu aveți probleme cu fierea acum. Asta nu știu. El este doctorul Ștefan Frenț, iar de două luni face același lucru în fiecare zi. Își lasă acasă soția și cei patru copii și vine la spital unde în orice moment se poate îmbolnăvi. Își pune costumul de protecție și intră în cel mai temut loc, în saloanele unde sunt pacienții cu COVID-19. Însă, dorința de a face bine a înlocuit frica. O să spun că Dumnezeu mi-a luat teama asta. Eu cred în Dumnezeu și... cred în protecția Lui. Sigur că facem tot ce ține de noi ca oameni, omenește, să ne protejăm, să avem grijă. Și eu am familia acasă și mă feresc să nu-i contaminez. Deși se pune în pericol în fiecare zi, nu renunță la misiunea Lui de a salva vieți. Cum stați cu febra? Inițial nu mai am febră, deci chiar deloc. Înainte am avut, acum nu mai am. Cât a fost temperatura astăzi? 36 cu 7. Luptă în prima linie, în timp ce alți colegi au ales să fugă din calea pericolului. Au demisionat cu zecile de frica noului virus. Am avut ocazia să plec din țară de două ori după terminarea facultății. Am avut o experiență de 14 luni în Franța ca medic rezident într-un spital de pneumologie undeva în sudul Franței. A fost o experiență foarte, foarte utilă pentru formarea mea ca medic. De aici a venit și prima ofertă pe care doctorul Frenț a refuzat-o. Apoi a venit alta, de data aceasta din Elveția. S-a evit din nou oportunitatea de a pleca din țară. De data asta era vorba de o bursă de cercetare în Elveția. Nu a vrut să rămână nici aici și a dorit să facă ceea ce știe mai bine în țara lui pentru bolnavii din România. Ce vă supără? Cum sunteți? Numa burtă. Aveți dureri de burtă? Da. De când a venit tot în continuă de burtă, mă doamne. Acasă îl așteaptă patru copii, o fetiță de 6 ani, un băiețel de 4 ani și gemenii de 2 ani. Abia așteaptă să-i vadă după o zi istovitoare. Mi s-a oferit posibilitatea de a fi cazați la hotel, dar am discutat cu soția. În perioada asta e un suport psihic să fii împreună cu familia. Chiar dacă există riscul contaminării, am considerat că e mai important să fim împreună. La fel ca celelalte cadre medicale care au ales să lupte împotriva coronavirusului, doctorul Frenț speră ca oamenii să înțeleagă cât mai bine pericolul și să respecte toate măsurile pentru a evita contaminarea. Îi mulțumesc așadar pentru prezența în jurnal medicului Ștefan Frenț. Vă mulțumesc pentru această intervenție, domnule doctor. Iată, revin la întrebare. Ce v-a mânat să rămâneți aici în România și să veniți în ajutorul nostru al tuturor, în condițiile în care, iată, statul nu prea pare să vină și în ajutorul celor din prima linie? Bună ziua tuturor! Cred că întrebarea ar trebui pusă altfel. Vă rog. De ce m-am întors? Nu de ce am rămas. De ce v-ați întors? E o întrebare la care e greu să răspund în două cuvinte. Nu cred că există bine sau rău. Sunt multe argumente și de o parte și de alta. Cântăresc, cred că și opțiunile personale, preferințele. Sunt avantaje și de a fi afară din țară. Sunt dezavantaje și într-o parte și în alta. Am considerat ca familie că e mai bine pentru noi să ne întoarcem în țară. Acum suntem aici.
Nu ne pare rău de alegerea făcută. Dar care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în această perioadă a pandemiei aici în spitalele din România, ca medic? Ce aș putea să vă spun este că am fost cu toții cumva bulversați de reorganizarea întregii activități. Poate că asta am resimțit-o ca fiind cea mai acută problemă. Din fericire, lucrez la un spital unde s-au luat măsuri adecvate de protecție, s-au organizat circuite, avem echipamente până acum. Deci există măsuri de protecție adecvate, aș spune. Dar ceea ce ne-a bulversat pe tot a fost reorganizarea activității. Dacă înainte aveam un program de lucru obișnuit, în prezent lucrăm în ture, avem ture de zi, ture de după amiază, ture de noapte, tratăm pacienți cu o boală nouă cu care nu ne-am mai confruntat, nu mai avem aceiași pacienți cu care eram obișnuit, cu boli respiratorii, trebuie să învățăm anumite lucruri din mers, să ne adaptăm la noile informații științifice din partea colegilor din alte țări. În aceste momente vi se pune la dispoziție tot ceea ce este nevoie pentru a putea să lucrați în condiții optime cu acest nou virus? Da, până în prezent pot să spun că da. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, dar și pentru faptul că ați ales, iată, să rămâneți și să vă întoarceți aici în România, să luptați alături de medicii din prima linie.